Sfârșit tragic pentru un om al străzii din Prahova. Bărbatul a traversat prin loc nepermis, dar a fost izbit în plin de o mașină și aruncat la câțiva metri. Imediat după impact, un alt șofer a văzut mașina oprită în mijlocul străzii și a încercat să o ocolească. A zărit însă trupul întins pe șosea prea târziu, nu a reușit să frâneze la timp și a trecut peste el. Accidentul a avut loc lângă Ploiești, într-o zonă slab luminată. Și când am intrat pe sensul meu, am mai mers 2 metri, să zic. Și când am văzut, și în fața mea am văzut persoana decedată. Când am văzut, am înfrânat și mașina s-a dus târâș și l-a agățat. Deci, pur și simplu, mașina s-a dus peste el. Medicii au încercat în zadar să-l salveze pe bărbat. Omul și-a dat ultima suflare pe caldarâm. În cauză va fi deschis dosar penal sub aspectul să săvârșirii infracțiuni de ucidere din culpă. Ambii conducători auto acestor au fost testați cu aparatul test, rezultatul fiind negativ. Bărbatul nu avea acte de identitate asupra lui și urmează să fie identificat. Criminaliștii vor stabili în urma necropsiei care dintre lovituri a fost fatală.